Hai, salut și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Houdini și astăzi o să o dăm forținii din nou într-un episod nou-nouț cu Granny Multiplayer în Roblox. Să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe la acest videoclip și să nu uitați că am și un Instagram nou. Este acolo sus în stânga, vedeți houdini.insta sau dacă nu mergeți pe primul link din descriere, vă duce direct către Instagram și rupeți acolo butonul de follow și apoi pe al doilea link din descriere către StreamCraft-ul meu să rupeți acolo butonul de follow și hai să-i dăm cu play. Apăsăm pe play. Suntem cu aceiași oameni pentru că filmez în aceeași seară ca pe episodul trecut. Sper să mai intre și niște oameni noi pentru că sunt doar eu și Almendra 451. Uite și Soi, Rocio este cea cu aripile colorate din episodul trecut. Deci practic sunt aceiași oameni pentru că filmez în aceea seară ambele episoade. Yeah. Hai mă, hai să vedem. Opa, opa, că mi-a fugit gura. Mi-a fugit gura. Bă, dar de ce tot ies ăștia, mă? Iar vor să mă lase pe mine să fiu Granny? Sper că nu, că sincer am că am fost Granny acum. Uite că mai intrat și cineva nou acolo. Nina, parcă nu era Nina înainte. Sau era și Nina, nu mai țin minte. Habar n-am. Haideți, fraților. Fraților și surorilor, de fapt ce frații, uite că sunt numai fete aici. Sau cel puțin au skin de fete acum, nu știu dacă sunt chiar fete. Hai să vedem cine pică Granny. Sper să nu pic tot eu Granny. Sper să nu pic tot eu. Pentru că am fost în episodul trecut și în episodul ăsta, da uite, este Soi, Rocio, Granny. Hai să vedem dacă și eu să rămână Granny. Pentru că e posibil să iasă. Din câte am observat și v-am mai zis și pe alte episoade, oamenii nu prea vor să joace Granny, vor să joace mai mult supraviețuitor. Gata. Să nu uitați să rupeți și voi follow ăla pe Instagram acolo, îl aveți sus în stânga sau în descriere primul link. Pentru că acolo o să postez tot. Deci o să postez absolut tot, nu știu, eventual dacă nu se dă notificare când este un episod nou sau când fac un live și nu se dă notificare. Pentru că dacă aveam comunitatea pe... Hai să luăm ăsta ciocanul. Dacă aveam comunitatea pe YouTube, să pot să postez acolo pe comunitate, probabil că nu mai îmi făceam încă un Instagram nou și rămâneam doar cu cel vechi. Dar așa am nevoie pentru că... Na, uite, ați uși pe Granny acolo. Nu am cum să iau legătura cu voi dacă vreau să vă zic ceva sau o chestie de genul ăsta. Și pe Instagramul privat acolo am mai multe poze. Și n-aș vrea să fac spam cu, nu știu, când scot un episod nou sau chestii de genul ăsta. Dar pe Instagramul acesta o să-l folosesc doar pentru YouTube. Deci exclusiv YouTube. Și acolo o să postez tot ce este nevoie. Hârculița este pe acolo, se bate singură. Mi-o doare și gâtul. Hai, că vine să strănut. Îmi pare rău că am strănutat, dar n-am, adică am strănutat, am tușit. Vreau să zic că am tușit și m-am gândit la strănut. Oi. Băi, frate, acum mă lasă și pe mine vocea, chiar pe episod. Rip voce, frate, ia să-mi scrieți acolo toți în chat, în comentarii. Acum mă cred pe live, frate, să-mi scrieți în comentarii, rip voce, rip Houdini voce. Ce să faci, frate? Oi, și acum ne prinde hârculița asta pe toți aici la faza asta. Da, am oprit și pe mine. Aiei, că n-am fost atent din cauza la voce. Vinion nenorocit. Nu știu dacă mai este cineva în viață. Hai să vedem dacă mai este cineva în viață. Deci rip voce și rip Houdini. Ce să-i faci, frate? S-o sincronizat. De obicei când înregistrez așa mai multe episoade, mă lasă vocea. Dintr-un oarecare motiv. Nu știu din ce cauză. Probabil că vorbesc prea mult. În general nu vorbesc atât de mult. Dar na, asta este, frate. Ce să faci? Trebuie să înregistrezi, n-ai ce să faci. Cât spun? Bun, deci am murit. Ia să vedem dacă mai a rămas cineva. Nu, game over. Bun. Hai să mai dăm încă un episod. Sau, ba nu. Cred că mai a rămas cineva. Sau nu. Acum o să înceapă un nou match, o nouă viață, o nouă încercare. Haida să vedem dacă picheară Granny, sper să nu picheară Granny, sper să fie și o hartă mai simplă. Pentru că hărțile astea nu le prea știu.
Este tot camp, da. Da, 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 da. Deci este tot camp. Mamă, și sunt doar eu și cu colorata asta? Ia să vedem. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. Haide, 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 a, uite, intră. Bă, dar tot aceeași intră, mă, nu intră alții noi. Asta mi se pare amuzant. Că mă dă tot cu aceeași. Oamenii ăștia nu renunță, ei ies, dar intră iarăși și bagă exact în același lobby. Săraci. O, oh, iarăți Granny eu? Hai, mă, să fiu eu Granny. O rămas pe camp, că n-am fost atent. Mă uitam la persoane, mă uitam la hartă, da? Cred că camp a rămas, nu? Da. Da, ceva e dubios. N-am picat eu Granny. N-am picat eu Granny, frate. Ba da, mă, eu sunt Granny. Mamă, frate, încă un glitch. Deci, băi, vere, numai glitch-uri în jocul ăsta. Ia să vedem, îți curios. Acum sunt Granny third person. Ia să vă pot să iau și bucăți de shotgun, să fac și eu shotgun-ul. Deci, practic, sunt Granny third person invers. Deci, eu sunt Granny first person, frate. Ai, 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 ai. Păi nici nu știu dacă pot să dau măcar în ei. Dar nu cred că pot să dau cu nimica. Mamă, e rip. Deci, îi rip. Îi rip. Cel mai mare glitch pe care l-am găsit până acum în Granny multiplayer în Roblox. Deci, până acum nu am găsit un glitch mai mare decât ăsta, frate. Sunt curios dacă o să mă duc lângă cineva, dacă pot să lovesc persoana aia, dacă nu-i rip, frate. Deci, nu poți să faci nimic, înseamnă. Dacă ai nimerit glitch-ul ăsta, poți să ieși și salut. Bă, dar nu stau nici ăștia, mă, să se bată cu mine puțin așa. Bine, să se bată cu mine, practic, ei nu poate să facă nimica. Ai, 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 ai. Hai să vedem, fă stânga. O, nu, dar asta cum o să mă jucuiască pe aici. Hai să nu mai urmărim pe asta, că asta mă tot învârte pe aici aiurea. Să vedem dacă putem să lăsăm și un trap aici. Ia să vedem. Da, mă, măcar am lăsat trap. Deci, fraților, pentru prima dată în istorie o să vedeți un gameplay first person cu Granny. Ai, 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 ai. Zici că e un alt joc. Sunt curios, dar nu merge să mă las nici jos. Hai să mă duc în casă, să vedem în casă dacă este o persoană sau ceva de genul ăsta. Pentru că ăștia o să mă tot învârtă pe aici așa. Și n-am chef să mă plimb așa 3 miliarde de ani după ei. Pe aici nu-i nimeni, nu-i nimeni. Să vedem la etaj, poate. Oricum au nevoie de chestiile de aici ca să vină. Dacă o să se învârtă acolo așa degeaba, nu o să facă nimic. Măcar pot să deschid ușile, bun, 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 bine de știut, avem aici cada, deschidem ușa, pot să trec pe lângă ea, înseamnă că m-ai slăbit Granny. Și haida să vedem acum aici așa, dacă este cineva. Tac, nimeni, nimeni, nimeni. A decis să stea două blonde. Și sincer nu știu dacă mai este cineva. Na, hai să încercăm să o prindem pe asta la altă. Sunt curios dacă eu pot să merg prin chestia verde, dar presupun că da. O, pe asta am paradit-o. Am paradit-o că n-are. O, nu pot să dau un ea. Ba, da pot, ba, da pot. A, da, eu nu-i văd ba stârca la Granny, dar măcar pot să-i pun jos. Ai, 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 ai. Asta e bine totuși. Deci avem pusă o persoană jos. Și hai să prindem pe altă persoană. Pa, pa, Almendra, pa, pa. Ai fost o fată bună. Dar nu știu, n-ai mai jucat tura asta prea mult. Sărăcuța. Bun, și ăștia, cred că este o persoană și în casă. Mi se pare că au ceva și în stânga. Oi, oi, asta e cu ciocanelul. Tu ce vrei tu să faci? Vrei să te angajezi la CFR? Să bați roțile la tren sau care e faza? Oh, da, uite ce repede se mișcă ea. Mamă, păi mă întrece. Deci mă întrece, oh, și mă tot jucuiește pe acolo. Oh, 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 ce faci? Ia uitați-o și pe naripata noastră prietenă. Ah, păi asta moare că nu prea știe să joace din câte văd.
Riparino. Ce mai rămas blondina cealaltă care văd că mă tot face să dau ture pe aici așa pe afară. Bă, mă tot învârte mă pe după astea, mă. Păi nu știu cum o să o prind eu pe aia. Sau poate că s-a dus acolo la căsuță. Deci dacă s-a dus aici la căsuță, îmi pare rău pentru ea. E posibil. Deci e posibil să fi mers aici la căsuță. Hai să vedem. Da bine, de fapt, uite, da nu, mă, că nu prea ai cum. Și dacă pui trep aici, poate să treacă pe lângă el lejer, frate. Deci lejer, ea nu trece pe lângă trep. Ia uitați-vă cât loc are. Nu prea ai cum. Hai să vedem dacă o fi aici. Deci dacă e aici, rip. Și cred că e aici. Da, e aici. Ce faci nebună? Ai, 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 mă, ce e împărat. Bă, începe să-mi placă să mă joc ca și Granny. Pentru că văd că nu știu, ori sunt oamenii ăștia mai slabi, ori am învățat eu să joc mai bine și eu îi cam paradesc. Deci asta ar fi trebuit să fie ultima, nu? Cred că da. Hai să ne uităm așa la ea cum dispare, cum își pierde ultima clipă din viața aici, săraca. Ce faci, blondino? Sper să nu mai intre încă o persoană. Sau poate că mai intră încă o persoană. Hai să vedem. Hai, blondino, ce faci? Mai stai un pic? Dar nu-i apare viața. Parcă trebuia să-i apară și viața acolo. A, uite acum. Asta înseamnă că a murit acum, cred, dacă-i apare viața, nu? Cam așa ar trebui să meargă schema. Da. Deci cam ăsta a fost. Sau mai este încă o persoană. Bă, mai este încă o persoană, mă. A mai venit încă o persoană. Da. Da, ia uitați-l acolo. Hai să mergem după Niagicu, că ăsta vrea să repare ceva pe aici din câte văd. Bă, și am crezut că aia era ultima, dar nu, frate. Era și Niagicu pe aici. Niagicule, stai un pic. Ăsta unde se duce, mă? A, se duce în casă. Păi dacă se duce în casă, a, nu, se duce aici. A, păi l-am paradis și pe ăsta. L-am paradis și pe ăsta, frate. Deci l-am paradis și pe ăsta. Vrea să deschid acolo ușa. Și probabil că o să vină să mă giucuiască pe aici așa. Dar încerc eu aici acum o schemă. Da. Hai să încercăm așa să-i dăm pe deasupra. Nu merge. Ba da, mă. Săracu. Bă, iai, mamă că i-am spart pe ăștia, frate. Deci săracul ăla și-o luat și rage. Cred și-o dat direct rage quit. Săracu. Ai, 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 ai. Deci cam asta a fost episodul, fraților. Să nu uitați că am și un Instagram nou. Îl aveți acolo sus, în stânga. Houdini.insta este. Și să, dacă nu, să mergeți pe primul link din descriere. Aveți acolo Instagram-ul, rupeți acolo butonul de follow. Și apoi pe al doilea link din descriere, către StringCraft-ul meu, să rupeți acolo butonul de follow. Vă pupă, fratele, și ne auzim pe următorul videoclip. Pa, pa!